Bună ziua! Astăzi pregătim cartofi țărănești cu Kaiser. Avem nevoie de 6-7 cartofi fierți, 150 de grame de Kaiser pe care îl vom căli în 2 linguri de ulei, o ceapă, 3 căței de usturoi și condimente după gust. Boia dulce, rozmarin, piper negru. Am fiert cartofii, acum voi căli Kaiserul. După ce am călit puțin Kaiserul, punem ceapa. Ceapa nu o tăiem foarte mărunt, o tăiem în jumătate și apoi feliuțe subțiri. Și călim și ceapa puțin cu usturoiul. Între timp curățăm cartofii. După ce îi curățăm, îi tăiem în patru. S-a călit puțin și ceapa, nu foarte mult, până își schimbă puțin culoarea, devine mai translucidă. Punem și condimentele. Și apoi tăiem cartofii. Am pregătit și un vas în care îi vom coace la cuptor. Am dat cu puțin unt. Amestecăm puțin. Mai punem puțină sare peste cartofi. Amestecăm puțin și îi dăm la cuptor. 40 de minute la 180 de grade. S-au copt cartofii țărănești, le punem și puțin pătrunjel, mărar, ce dorim, și sunt gata. Rapid, simplu și gustos. Poftă bună!